Abia acum avem șansa să ne liberăm de acest ciclu teribil de suferință. Pentru care renașterea umană să fie perfectă, nu este nevoie doar de un corp uman, ci și de prezența întregii darme a lui Buddha, care este incredibil de rară. Conform cosmologiei budiste, durata existenței unei lumi este împărțită în patru mareoni, fiecare, Având 21 de eoni intermediari. În timpul marilor eoni numiți dezvoltare, declin și vacuitate, darma lui Buddha nu există deloc. Darma poate exista doar în timpul marelui eon numit existență. Și chiar și atunci, darma există doar pentru foarte scurt timp. Nu numai că această renaștere umană perfectă este foarte rară în termen de timp și acum ne apropiem de momentul în care Dharma va înceta să mai existe în lumea noastră, dar este și rară din punct de vedere al numărului de ființe care pot beneficia de Dharma atunci când ea există. Nenumărate ființe există acum împreună cu noi pe pământ, dar câte dintre ele sunt capabile să beneficieze de învățătura lui Buddha foarte, foarte puține. Buddha a explicat că, în comparație cu numărul de ființe din tărâmurile inferioare, numărul de ființe din tărâmurile superioare este ca și cantitatea de pământ de sub unghie în comparație cu cantitatea de pământ de pe întreaga planetă. Numărul ființelor din tărâmurile inferioare este inimaginabil. Și oricât de mic este numărul ființelor din tărâmurile superioare, numărul ființelor umane este cu mult, mult mai mic. Și desigur, numărul ființelor umane cu renaștere umană perfectă este cu mult, mult mai mic față de numărul tuturor oamenilor. Renașterea umană perfectă este cea mai rară renaștere dintre toate cea mai grea de realizat. Chiar dacă nu ținem cont de dificultatea creării unei astfel de renașteri și nu ținem cont de raritatea existenței darmei, doar uitându-ne la cifre, ne putem da seama că renașterea umană perfectă este extrem de rară.